Salutare! Numele meu este Daniel Tănase și vă spun bine ați venit la episodul cu numărul 3 al emisiunii de educație financiară State of the Wallet. Sper că l-ați urmărit deja pe primele două și că v-au plăcut. Sunt fired up, așa cum se spune astăzi, pentru că mai devreme am mers în oraș cu niște treburi și m-am întâlnit cu un cum fost prieten, să-i spun așa. Acum am rămas doar mai mult în relație de amiciție. Și discutând ce mai faci, tu cu ce te mai ocupi, care sunt proiectele tale. Eu i-am spus mai întâi despre ale mele, cu ce mă ocup acum, i-am zis și de emisiune, i-am zis și de blog și de toate lucrurile pe care le fac. Și la rândul lui a început și el să-mi spună. Și din vorbă în vorbă, domne, că realitate, uite, e nasol, că nu merge, că guvernul nu ne dă, că poia ne fură, că nu știu care e corupția, că nu știu care taxele, impozitele, cozi, tot felul de nebunii de genul ăsta. Și tot am încercat și eu să fac, asta îmi spunea el, că am încercat să facă diverse lucruri, dar uite că nu merge, că economia, că vine iar criza, că nebunii de genul ăsta. Și am zis, uite, o să-ți spun acum câteva lucruri ca să încerc să-ți schimb realitatea. Zic, ceea ce îmi spui tu, în realitatea mea, nu există la modul la care vezi tu lucrurile. Mult mai puțin, mult mai puțin, mult mai puțin. Și a zis, cum așa, tu nu trăiești în aceeași lume cu mine? Zic, ba da, trăiesc fix în aceeași lume cu tine, zic doar că vedem lucrurile diferit. Și zic, uite, cu ceva timp în urmă, m-am apucat să studiez diverse lucruri, la un moment dat m-am întâlnit cu un băiat foarte fain, pe numele lui Octavian Baban, care mi-a dat o carte, care se cheamă Șlefuitor de Diamante și care se găsește în stânga mea, o vedeți aici în imagine, vă recomand. În cartea aceasta se explică învățăturile budiste, despre cum să reușești în viață și în afaceri și în general cum să obții ceea ce îți dorești atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Și zic uite, totul a plecat de la o perspectivă a realității pe care de multe ori noi nu o vedem și nu o înțelegem pentru că există acolo un potențial ascuns al lucrurilor. Și zic fii atent, ce este acesta? Este un pix. Acum vreau să fac aceleași lucru și cu voi, da? Deci, întrebare. Ce este acesta? Un pix? Un instrument de Corect. Sunt răspunsuri care îți pot veni în minte. Acum, să presupunem că aici unde înregistrez eu, fac așa unui câine care tocmai a intrat pe ușă. Ce credeți că va fi acest lucru pentru el? Probabil o jucărie, ceva de mestecat, ceva de ronțăit și așa mai departe, da? Bun. Deci, pentru mine poate fi un instrument deschis pentru câine poate să fie. Ceva de ronțăit sau ceva de joacă. Întrebare pentru voi. Cine are dreptate? Eu sau câinele? Ambii. Ambii au dreptate. Așa este? Eu, instrument de scris, câinele, instrument de ronțăit. Acum, întrebare esențială, ca să zic așa. Să presupunem că și eu, și câinele, și oricine ar fi aici, ieșim din locul în care suntem, da? plecăm cu toții, iar eu las pixul undeva aici. Ce reprezintă? Te las un pic să te gândești, e instrument, e jucărie sau altceva. Răspunsul corect este că probabil nu reprezintă nimic. Acesta e răspunsul corect. Acesta nu mai reprezintă nimic. Acum, să presupunem că eu am fost plecat, da, și tu ai fost plecat și ne întoarcem. Și venim și găsim acest obiect la locul la care pusesem înainte. Ce reprezintă? Pixul, corect? De ce? Pentru că acest lucru provine de la mine. Eu i-am dat această atribuție, da? Dacă se întorcea câinele înaintea mea, ce reprezenta acest lucru? Mai reprezenta pix? Nu. Reprezenta un instrument de joacă, ceva de ronțăit, Corect? Bun. Și atunci, proprietățile asupra pixului. Cine le dă? Pixul? Provin de la pix sau provin de la mine? Cu siguranță că provin de la mine. Și acum, exercițiu. Pentru că nimic nu merge, pentru că guvernul face, pentru că asta nu se întâmplă, pentru că vine criza. Banda, că vorbim despre bani și este emisiune despre bani. Dacă înlocui în pixul cu această bagnotă, ce reprezintă banii pentru tine? Este adevărat ceea ce știi despre bani? Este adevărat că e doar o bagnotă de 50 de ron? Care este potențialul ascuns în, în spatele acestei bagnote? Sunt întrebări la care tu să-ți răspunzi, pentru că noi suntem forțați din ceea ce avem în mintea noastră să ne imaginăm că aceea este realitatea și astfel realitatea mea diferă de realitatea ta. În realitatea ta este posibil ca această bagnotă să nu reprezinte nimic. În realitatea mea este posibil ca această bagnotă să reprezinte masa mea pe ziua de astăzi. Sau și așa mai departe. Dacă 50 de lei sunt puțin pentru unii, 50 de lei, 50 de lei pot reprezenta o sumă importantă pentru, poate reprezenta o sumă importantă pentru alte persoane, corect? Cum vezi realitatea? Asta depinde doar de tine. Iată cum putem să ne îmbunătățim perspectiva despre bani. Acum, înțelegi că avem credințe limitative despre bani, implantate cumva în creierul nostru, multe din ele încă de când suntem copii. Înțelegi că perspectiva asupra banilor vine din jurul nostru, din mediul nostru, din masa noastră de informație, de la oamenii cu care ne întâlnim, de la uh, evenimentele la care mergem, de la știrile pe care le citim. Totul provine asupra noastră și ne creează o anumită perspectivă a realității prin filtrele pe care noi astfel ni le creăm. Cum poți să faci să schimbe asta? Este să a fost o mică problemă tehnică, spuneam că trebuie să acționezi asupra minții tale pentru că tu culegi ceea ce semeni. Dacă îți dorești prosperitate, este momentul să începi să plantezi semințele prosperității. Dacă îți dorești să ajungi în alt mediu, este momentul să începi să te întâlnești cu alți oameni, pentru că cine se aseamănă se adună și cu timpul vei vedea că vei lua de la mediul respectiv exact ceea ce ai nevoie și ceea ce trebuie. Dacă vrei să ai mai mulți bani, va trebui să plantezi semințe care să-ți aducă mai mulți bani. Este important să începi să acționezi asupra minții tale. Gândește-te că și ea are nevoie de hrană, așa cum și tu ai nevoie de hrană. Ce hrană introduci în mintea ta depinde numai de tine. Sper că ți-a plăcut energia acestui episod, sper că ți-au plăcut și informațiile și pentru că sunt în continuare fired up, te rog, lasă în comentarii, spune spunem ce părere ai tu, cum vezi tu lucrurile, adresează-mi întrebări, îți voi răspunde în cadrul emisiunii la întrebări, cu mare drag și cu mare plăcere dacă pot să te ajut, o fac. Dacă nu, trimitem un e-mail, îți pot răspunde și pe e-mail. dă mai departe, haide să creștem ca și comunitate, dă informația să ajungă la cât mai mulți oameni pentru că este important să ne schimbăm perspectiva asupra realității dacă ne dorim ca lucrurile să se îmbunătățească pentru, uh, pentru fiecare dintre noi subscribe și 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 ne vedem în episodul următor. Îți mulțumesc că mă urmărești. Pa pa.